Ședința de Consiliu Local de astăzi a început cu declarația primarului Craiovei, care a explicat de ce consilierii locali trebuie să fie de acord cu proiectul privind construirea de noi locuințe pentru tineri. Știți bine că este un proiect început cu ani în urmă. Este vorba de acel proiect de locuințe ANL destinate închirierii și care ultimul modul de 64 de locuințe este cel la care face referire acum și cu care se încheie acest proiect de locuințe destinate închirierii. Ceea ce avem noi astăzi de votat este actualizarea prețurilor, pentru că deja Agenția Națională a Locuințelor a făcut acest lucru în Consiliul de Administrație și ne-au înaintat printr-o adresă documentația să actualizăm și noi prețurile pentru a da drumul la execuție. Din discuțiile cu ei, execuția în 2 luni de zile trebuie să înceapă la aceste 64 de locuințe. Dar vreau să vă anunț cu această ocazie că tot în cursul zilei de mâine, conducerea ANL-ului împreună cu proiectanții, cu arhitecții și cu conducerea și directorul general al CEC România vor fi prezenți la Craiova pentru a stabili detaliile pentru locuințele destinate vânzării, cele din cartierul chinezesc, care se apropie de final. Când s-a trecut la vot, consilierii liberari au votat împotrivă, iar reprezentantul ALDE s-a abținut. Cu toate că o parte din aleșii social-democrați au absentat, proiectul a fost aprobat, totuși beneficiind de avantajul prezenței în sală de 50% plus 1%.